din motive clare, cel de-al 12-lea iPhone întârzie. Și așa cum noi deja despre el practic totul cunoaștem, este momentul cel mai potrivit să vorbim despre de ce iPhone 11 și 11 Pro Max este cel mai avantajos iPhone pe care tu poți să-l cumperi astăzi. Așa că eu ți-am pregătit 5 motive, bazându-mă numai pe zvonurile care există la momentul actual, de ce, din punctul meu de vedere, cel mai avantajos iPhone pe care tu poți să-l cumperi la ziua de astăzi este 11 Pro și 11 Pro Max. Aspectul. iPhone 12 sigur va fi cu design nou și, în teorie, noi toți îl așteptăm pentru că deja este timpul, el va semăna foarte mult cu vechile iPhone, cele mai pătrățoase și eu te susțin și îmi place ideea asta. Doar că am o singură întrebare. Designul de astăzi, cu ce el este rău? Dacă excludem faptul că nou ne plac glume de genul, uite, 7 ani același design și așa mai departe, asta nu este cu nimic rău. Și dacă tu cumperi telefonul ăsta doar ca să impresionezi pe toți din jurul tău, evident, niciun argument de-al meu nu te poate reconvinge sau nu te poate convinge să nu faci asta. În rest, elementar vom avea două telefoane cu designe diferite și fiecare cu identitatea sa, așa cum se întâmpla și până acum. Al doilea motiv, ecranul. Pentru mine ăsta este totodată și cel mai neclar punct, pentru că majoritatea își doresc un ecran de 120 Hz, așa cum este în cazul la toate topurile lansate în 2020. Și totodată, aproape toate sursele, toate zvonurile care există la moment, zic despre faptul că 120 Hz vor ajunge numai pe varianta Pro Max. Ok, să zicem. Personal, eu cred că în general iOS ca sistem de operare, el nu are nevoie de 120 Hz pentru că el este destul de bine optimizat și, ba chiar mai mult, eu nu vreau să recunosc asta, dar am să o fac totuși pentru că trebuie. iPhone 11 cu IPS, HD rezoluție, în două luni de timp eu o am, eu niciodată nu am simțit nevoie că ar fi ceva, ar fi bun ceva mai mult, dar eu între timp am testat și Note 20 Ultra și S20 Ultra și OnePlus Nord cu ecrane destul de bune. Așa că ce să mai vorbim deja de 11 Pro sau 11 Pro Max cu OLED și Full HD? Poate peste 2-3 ani, da, va fi nevoie. Dar asta peste 2-3 ani. La momentul actual, eu cred că este mai mult un moft. Al treilea motiv, camera. Să zic că aici tu ai una dintre cele mai bune camere din industrie, mai ales pe lângă 64, 108 megapixeli pe care tu acum îi găsești pe Huawei, Samsung și așa mai departe, eu nu am atât curaj. Și totodată, doar un an în urmă, noi vorbeam despre această cameră ca una dintre cele mai bune în industrie. Crede-mă, timp de un an ea nu a devenit cea mai rea cameră din industrie și pe lângă toate nu există surse care vorbesc despre o schimbare enormă pe care noi până acum nu am văzut-o, doar despre faptul că va crește rezoluția camerei, în loc de 12 vom avea 13 megapixeli și vor fi careva îmbunătățiri de soft pe care noi le vedem an de an, îmbunătățiri care evident vor fi și pe generațiile mai vechi. Deci eu cred că camera anul ăsta nu va fi un argument. Al patrulea punct de astăzi este îmbunătățirile minore pe care noi le primim an de an. De exemplu, anul ăsta se presupune că va fi 5G, fast wireless charge sau îmbunătățiri legate de performanță. În primul rând, despre 5G. Să ai așa ceva în telefonul tău, eu cred că este destul de bine, mai ales dacă tu gândești în perspectivă, preferi să schimbi telefonul tău odată la 3-4 ani sau de ce nu, în țara ta deja este această rețea. Probabil 5G trebuie să fie în telefonul tău pentru că peste 2-3 ani chestia asta va deveni un lucru standard pe care tu îl vei întâlni pe orice dispozitiv și în orice țară. La momentul actual, tot ce face 5G este că doar scumpește producția finală a telefonului. Eu am auzit despre o diferență de 70-80 de dolari și chiar dacă este o tehnologie superbă pe care eu o aștept cu mare nerăbdare, de ea încă nu pot profita toți, pentru că, de exemplu, la momentul actual, în Republica Moldova se zice că 5G va apărea doar în 2021 și va funcționa acest 5G fără careva limite în 2022-23. Și cel mai probabil în țara ta, chiar dacă tu deja ai 5G, ai ceva limite legate de zonă. Așa că la moment 5G încă nu este un argument. Cât despre performanță și toate restul, se presupune că vom avea, de exemplu, fast wireless charge sau încărcare reversibilă wireless.
Evident, fără ele nu este posibil, nu poți lansa ani la rând aceleași tehnologii și să pretinzi că ești lider în acest segment de piață. Dar eu de multe ori zic așa, unele schimbări sunt schimbări pe care noi le vrem, dar ne descurcăm foarte bine și fără ele și de multe ori tu nu ești gata să plătești pentru ele pentru că, elementar, tu te descurci foarte, foarte bine și fără dânsele. Și ultimul argument pentru astăzi este prețul, probabil cel mai puternic argument. În ultimele două săptămâni, 11 Pro a scăzut în preț de două ori, în sumă cu 130 de euro. Mie mi se pare o scădere destul de semnificativă și asta 12 încă nu a fost lansat. Eu sunt sigur că după lansare, încă vreo 50-100 de euro pe undeva se vor mai pierde. Așa că care este concluzia și sugestia mea? Eu sunt sigur că iPhone 12 va fi destul de interesant și într-un final eu am să ți-l recomand și pe acesta. Dar dacă să ne gândim din alt punct de vedere, să presupunem că tu ai strâns 1000 de euro pentru telefonul tău nou, pentru un iPhone 11 Pro, de exemplu. Așteaptă lansarea lui 12, dacă acolo va fi ceva interesant, tu elementar îl vei cumpăra pe acela cu banii deja strânși. Dar dacă nu și 11 Pro va fi ok pentru tine, el va mai ieftini încă și tu vei mai economisi pe lângă toate încă vreo 100 de euro pe care tu, de exemplu, îi vei putea cheltui pentru Apple Watch SE. De ce nu? Next Level You. Enter.